Salut! Sunt Dan Dinu și cea mai mare parte a timpului meu o dedic fotografiei de natură. Pentru că îmi place să împărtășesc și cu alții ceea ce știu, iată câteva sfaturi de care puteți să țineți cont în acest domeniu. Chiar dacă nu îmi place să vorbesc foarte mult în termeni tehnici, fotografia este totuși o artă care depinde de tehnică. Pentru că merg foarte mult cu rucsacul în spate, prefer să nu car foarte mult, din comoditate de cele mai multe ori, așa că prefer să-mi iau la mine doar obiectivele de care am strict nevoie. De obicei am la mine un aparat, un obiectiv superangular, 16-35 cu f4, un obiectiv de macro și un teleobiectiv 70-200. Atunci când am nevoie să merg la fotografiat animale, mai car cu mine un 200-400 cu f4. Și la asta se rezumă toată trusa mea foto. Se spune printre fotografii de peisaj că obiectivul cel mai bun este trepiedul. Cam toate fotografiile mele, în special cele de peisaj, sunt făcute de pe trepied. Uneori din comoditate, alteori pentru că îmi place să stau mai mult în fața peisajului decât în fața calculatorului pentru a edita, prefer să folosesc filtre pentru a-mi îmbunătăți expunerea. Cel mai adesea folosesc filtrele gradual neutre și, bineînțeles, polarizarea. Pentru că știu că o discuție despre filtre este întotdeauna complicată și foarte mulți dintre voi nu cunosc pe deplin aceste accesorii, vă recomand să citiți revista PhotoLife, unde găsiți un articol destul de amplu despre aceste accesorii. Fotografia nu este numai despre tehnică, ci mai degrabă este despre creativitate, despre cum reușim noi să folosim toată această tehnică de care dispunem pentru a ne imprima mai degrabă un simț artistic, un simț vizual, un stil propriu, dacă vreți. Atunci când vine vorba de animale, de exemplu, la început, cu toți ne dorim o imagine clară cu animalul cât mai mare în cadru. Și ne spune însă că o imagine cu animalul în mișcare, care conferă o dinamică mai aparte, nu este interesantă. Sau cine spune că atunci când avem un animal foarte mic în imagine și când restul peisajului este cel care ne interesează, nu poate conferi un cadru atractiv. Este foarte important să nu cădem în capcane de genul ăsta și pur și simplu să rămânem tot timpul creativi și să mergem mai departe pe drumul nostru, chiar dacă sunt foarte multe rețete care ne spun de foarte multe ori niște lucruri care zic eu că nu trebuie pe deplin respectate. Creativitatea ține foarte mult și de educarea vizuală. Iar aceasta nu se face numai cu aparatul în mână, încercând, ci de foarte multe ori se face studiind. Putem să ne alegem niște fotografi care ne plac și să înțelegem mai bine imaginile pe care ei le fac și cum. Putem să studiem pictură, alte forme de artă vizuală, filme, de ce nu. Și putem învăța din absolut orice. Important este ca la final toate astea să conducă către un stil anume, către o metodă de abordare anume pe care noi vrem să o punem în practică. Primul pas către o imagine mai interesantă este să știm niște reguli de compoziție, pe care, bineînțeles, putem să le respectăm sau nu, dar cu siguranță trebuie să le știm, după care, mai departe, trebuie să încercăm tot felul de idei cât mai creative. Ideea de bază este că tot ce înseamnă armonia asta vizuală dintr-o imagine nu se învață într-o zi, două, trei, ci are nevoie de timp. Practic, după ce am învățat regulile și după ce începem să compunem după aceste reguli, trebuie să mergem mai departe și să încercăm să ne dezvoltăm, să dezvoltăm această viziune pe care noi vrem să o punem într-o fotografie. Și bineînțeles că toate astea nu trebuie zorite, nu trebuie grăbite, se așează în timp. De obicei aici ai nevoie de un pic de experiență, de un pic de educare vizuală pentru a ajunge la conturarea unui stil propriu la un moment dat, de ce nu. Fotografii sunt de obicei niște oameni destul de egoiști, asta pentru că tot timpul iau câte ceva din natură și dau mai puțin înapoi. Următorul pas în dezvoltarea oricui, zic eu că ar trebui să fie anumite proiecte fotografice, fie ele mai mari sau mai mici, important este până la urmă să dezvoltăm cumva împreună și lucruri care să aducă ceva înapoi naturii pe care cu toții o îndrăgim. Proiectele ne dau posibilitatea să stăm foarte mult timp în natură, să fotografiem foarte mult, să înțelegem mai bine ceea ce vrem să spunem. Pentru mine personal, proiectul de suflet, dacă vreți, este România sălbatică, desigur, un proiect în care am reușit să stau extrem de mult timp în aer liber, să petrec foarte mult timp cu subiectele pe care le îndrăgesc și în felul ăsta să le înțeleg foarte bine. Am mers foarte mult în natură și asta m-a ajutat nu numai să descoper cadre inedite pe care să le fotografiez, dar și metode noi de abordare, tehnici noi pe care să le aplic, și m-a ajutat să înțeleg până la urmă urmei subiectul pe care îl abordez. Proiectele nu ne ajută doar să ne dezvoltăm ca și fotografi, ci ne ajută să ne dezvoltăm ca și oameni uneori.
Este foarte important că atunci când vă apucați de un proiect să-l duceți până la capăt și este de foarte multe ori important să colaborați și cu alți fotografi pentru astfel de proiecte. Știu, este mai greu, mai ales în România, dar cu siguranță nu este imposibil. Și asta cumva reduce părțile astea mai orgolioase din noi și ne face să fim puțin mai creativi, să învățăm să lucrăm în echipă și să învățăm să depindem de cei din jurul nostru. Un fotograf de natură ar trebui să aibă și o etică impecabilă. Atâta timp cât iubești natura, nu poți contribui cu nimic la distrugerea ei. Este foarte important să nu hăituiți animalele pe care vreți să le fotografiați, să nu deranjați inutil anumite habitate, să nu invadați zonele de cuibărit, de exemplu la păsări. Acesta este doar unul dintre aspectele legate de etică, pentru că celălalt vine de la editare, de la cât de mult ne mințim publicul. Este foarte important să nu exagerați când vine vorba de fotografia de natură. Da, știu, uneori poate fi considerată fine art, fotografie artistică, și atunci putem să intervenim mai mult. Dar cel mai important lucru este să nu ne mințim publicul și să nu ne mințim pe noi. Ok, dacă vrei să faci astfel de fotografie, trebuie să fii sincer cu cei din jur și să recunoști lucrul ăsta. Este bine să nu exagerați cu editările voastre, să păstrați culorile cât mai naturale, saturația, contrastul la fel. Și poate cel mai important lucru este să nu interveniți în imagine și să nu aduceți modificări care să schimbe sensul acesteia. Probabil cel mai bun lucru în acest domeniu este să fii perseverent, să vrei mereu să înveți și să te dezvolți. Un fotograf bun nu spune niciodată că nu mai este nimic de învățat, pentru că acesta este cu siguranță drumul către plafonare. Fiți mereu creativi și deschiși și, poate cel mai important, mergeți cât mai mult în natură. Nu uitați că fotografia de natură nu este doar un gen fotografic, ci mai degrabă un stil de viață. Uneori nu imaginea finală este cea care vă va da cea mai mare bucurie, ci mai degrabă suma experiențelor întâmplate pe parcurs.